Nicu. Amu viu. Ia, ce fain e Bradu. Da. Nicu. Super. Da. Iară mergem la restaurant de Revelion. Dar e ca la nuntă acolo. Știu că e ca la nuntă, numai că banii dai înainte. Da, Nicu, dar nu cunoaștem 3/4 din oamenii ăia. Am o idee. Mi-a zis Daniel, face el un party pe 31 decembrie. Mergem acolo și ieșim și mai ieftin, a? Nicu, a? În niciun caz, pentru că la Daniel am fost anul trecut și te-ai îmbătat și te-ai dat la nevastă sa. Păi dacă era bună sau s-o fi dat ea la mine. În fine, nu mai contează. Din septembrie spun, te rog să te hotărăști unde ne facem revelionul. Da, Nicu, numai că atâta de repede trece timpul, eu nu pot să cred. Deci de 2 luni îmi caut rochie, Nicu, de 2 luni și nu găsesc nimica pentru revelion, nimic. Ai niște probleme și tu pe cap, extraordinar. Păi ce să fac? Și fii atent că dacă nu ne hotărâm azi, parcă văd că iară stăm acasă cu Măta și cu Dan Negru. La televizor? Da, la televizor. Mie îmi place ideea. Dar normal că îți place, păi dacă tu ești un leneș, că stai oricum la televizor în fiecare zi cu berea în mână. Normal. Și asta ceacălăm. Repara mașina de tocat carne la voi, pus și USB la ea. Ai pus și USB? A, da, cum să nu pus? Păi mă, când stai și dai la manivelă, ia șani, încarcă și la telefon, faci economie te. Mă, Piști, să știi că pentru un ungur ești cam genial. Cât costă invenția aia? Bine, oată! E cât un... 100 de lei. Și-o trimis pe... Pete, pete, ce cunoaște voi la mine? Bă, știi cum merge mașina asta? Tot, baci carne, tocată, ia să chifteaua. Eu ai niște chiftele de alea prăjite în untură cu usturoi. Vai, Nicu, dar avem carne tocată în frigider. Avem carne, ia. Și scot. Ia, da, și cu niște ouă la umplute de alea. Oi, curcubeu la cerugore. Și o friptură de pui crocantă în crustă, așa. Și cu pui din ala bio de la finii din finișel. Finii din finișel, ia să-i țină Dumnezeu, a? Uite, nu-i voie, mă, cum găină de revelion, mă? Tot anul merge ca curu. Ai dreptate, dar nu scot eu somonul din congelator și așa ni-l pun pe grătar, a? Și cu vin din ăla alb bun. Îl avem la frigider, mă. Așa race și gratis, îmi place la voi, așa rămâne. Imediat colesc un pahar, stai numai să vezi. Ce crezi, un pahar și eu unul roșu și... Păi nu? Bem până când te cocoș. Te-a bătut palma la voi, așa facem, la 31 vedem. Unde aici? Aici, da. Păi n-ai aveți voi aici la masă de toate de revelion. Bă, Piști, da, sper că tu nu vii cu mâna goală. Te rog frumos. Bă, voi așa cunoaște la mine. Da. Uite, că vin și cu Ergi.